Zone întinse din România sunt încă în evul mediu ca nivel de civilizație. Asta dovedesc, cu vârf și îndesat, scenele șocante cu două clanuri care se bat cu bâte în plină stradă, printre mașini și polițiști pe care nu-i bagă nimeni în seamă, care au fost filmate acum câteva zile la Calafat, în județul Dolj. Într-un material video difuzat în exclusivitate de ziariștii de la ziarul-de-craiova.ro, se poate vedea cum membrii clanurilor își împart lovituri cu bâtele, iar polițiștii încearcă să-i liniștească cu spray-uri cu gaze lacrimogene. La un moment dat, un polițist care intervine între mai mulți agresori este lovit grav cu o bâtă peste mână. În tot acest timp, sirenele mașinilor de poliție sună într-una, dar nimeni nu ține cont de oamenii legii. Spiritele s-au calmat de-abia după ce în zonă au ajuns mascații. Ancheta a fost preluată de un procuror din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Craiova. După incidente, mai multe persoane au fost audiate întreaga noapte, iar un tânăr de 18 ani a fost identificat ca fiind cel care l-a lovit pe polițist cu bâta peste mână. Acesta a fost reținut, iar ieri a primit mandat de arestare pentru 30 de zile, mai informează ziarul de Craiova.ro.